Anul acesta, cea de-a 10-a ediție a Zilei Cooperării Europene a avut loc în Comuna Șișești din județul Mehedinți, datorită bogatei experiențe transfrontaliere. Astfel, evenimentul de astăzi a celebrat proiectele realizate de comunitatea locală, împreună cu partenerii din Serbia și va pune în valoare cultura, tradițiile, natura și oamenii locului. La eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. În cadrul Zilei Cooperării Europene s-a discutat despre patrimoniul cultural și natural ca factor de dezvoltare locală, alături de experți culturali, reprezentanții administrației publice din Mehedinți, reprezentanții administrației centrale din cadrul autorității de management a programului, oaspeții români și sârbi. Să-i mulțumesc doamnei director Anca Lulescu pentru faptul că a ales ca această a 10-a ediție a Zilei Cooperării Europene să se desfășoare în județul Mehedinți, Comuna Șișești. Asta în semn de apreciere pentru ceea ce a reprezentat în toată această perioadă această comună, județul Mehedinți, în ceea ce privește implementarea fondurilor europene prin diverse programe operaționale și regionale. Faptul că România este membra Uniunii Europene a fost de bun augur și vedeți și dumneavoastră că lucrurile s-au schimbat într-un mod irreversibil, evident în bine, începând cu 2007 încoace. Iar accesarea fondurilor europene a reprezentat pentru majoritatea unităților administrativ-teritoriale din județul nostru un câștig extraordinar de mare pentru acele comunități. Vorbind strict acum despre cooperarea transfrontalieră, fie că vorbim raportându-ne la așezarea geografică a județului Mehedinți, fie că vorbim de cooperare transfrontalieră România-Serbia, fie că vorbim de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, eu zic că încă din perioada fondurilor de preaderare 2004-2005 și apoi de când au început din 2007 celelalte exerciții financiare, atât Consiliul Județean Mehedinți cât și multe UAT-uri din județul Mehedinți au accesat fonduri europene pe aceste două programe. Consiliul Județean a implementat, așa cum spuneam, și pe România-Serbia un proiect. Mulți dintre dumneavoastră, mai ales cei din județul nostru, cunoașteți acest aspect. Am reușit, în sfârșit, să asfaltăm 5,5 km într-o zonă de munte a județului nostru, o zonă unde încercăm să punem în valoare peștera Topolița și anume tronsonul Bunoica Cireșu, motiv pentru care, încă o dată, doamnă director, vă mulțumesc și dumneavoastră și colegilor dumneavoastră de la BRCT Timișoara pentru buna colaborare pe care am avut-o pe toată perioada implementării acestui proiect. Oamenii veniți în zonă au putut descoperi olăritul prin intermediul a 3 ateliere, au putut străbate comuna cu bicicleta pentru ca la finalul traseelor să meargă la Muzeul Gheorghe Ionescu Șișești. Acum mai bine de un veac, în această zonă a Mehedințiului, 96 de meșteri practicau olăria, iar meșteșugul s-a transmis din generație în generație. De asemenea, la eveniment au fost prezenți oaspeți din Chichinda pentru a le împărtăși oamenilor din experiența lor în domeniul valorificării patrimoniului cultural. Chichinda fiind centrul administrativ al districtului Banatului de Nord, orașul fiind recunoscut pentru Simpozionul Internațional de Sculptură în Teracotă, dar și pentru una dintre cele mai importante companii de cărămizi. Mai na početku zaista želim da izrazim svoje veliko zadovoljstvo zato što u ime grada Kikinde mogu da vas pozdravim i da budem zajedno ovdje sa vama. Mulțumesc tuturor pentru invitație și chiar îmi exprim sincer bucuria de a fi în numele orașului Kikinde aici printre dumneavoastră. Da napravimo jedan osvrt šta smo to uradili proteklih godina. Ca să trecem în revistă ceea ce am realizat împreună în anii care s-au scurs. Ali da postavimo temelje neke nove i buduće saradnje, barem jednak uspešne kao što je ona bila do sada. Și evident să consolidăm pe viitor cooperarea noastră care a fost cu rezultate remarcabile și să fie cel puțin în viitor ca și până acum. La eveniment din partea vecinilor sârbi a fost prezent și primarul comunei Mojna. Ce semnificație are această zi pentru dumneavoastră? Este o zi mare,
Dar e o zi, dar noi suntem prieteni cu comuna Șișești, adică cu primăria Șișești de mai mulți ani. Adică vreo 16 ani până acum, comuna Mosnin și comuna primăria Șișești. Avem proiecte împreună, adică până acum am terminat vreo 6 proiecte. Acum avem unul în realizare care trebuie să-l terminăm și în afară de proiecte care facem, mai avem și alte legături care ne leagă aștia două comuni. Adică suntem și la festival și copiii vin în zona noastră din Șișești și ai noștri vin din zona noastră la Șișești. O legătură mare, o prietenie mare și cred că o să ținem mai mulți ani înainte. Totodată, primarul comunei Șișești a ținut să le vorbească oamenilor despre însemnătatea acestei zile, dar și despre proiectele în curs de desfășurare. În primul rând, vă zic din nou, bine ați venit în comuna Șișești și mă bucur că această zi de 21 septembrie 2021 se sărbătorește Ziua Cooperării Europene în cadrul programului transfrontalier în România-Serbia. Și îi mulțumesc pe această cale doamnei director executivă Anca Lolescu de la BRCT-ul Timișoara pentru faptul că a ales Comuna Șișești să fie gazdă. Cred că dumneavoastră a luat în calcul faptul că în perioada 2005-2021 Comuna Șișești a beneficiat de un număr de 6 proiecte pe fonduri europene în cadrul programelor din cadrul BRCT-ului Timișoara de-a lungul timpului, partener fiind Primăria Mosna, prin care am reușit să dezvoltăm localitatea, 3 proiecte pe situații de urgență, începând de la înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, dotarea cu autospeciale și toate cele necesare, apoi dezvoltarea pe încă 2 proiecte. Evenimentul este organizat în parteneriat de către Secretariatul Comun din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara, alături de Autoritatea de Management a Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia. Astăzi în Comuna Șișești sărbătorim Ziua Cooperării Europene, un eveniment care se sărbătorește pe toate granițele Uniunii Europene, atât interne cât și externe. Este a 10-a ediție, este un eveniment în care sărbătorim rezultatele muncii, atât a beneficiarilor, cât și a autorităților. Este un eveniment despre noi, despre oameni, despre oamenii care muncesc și care sunt în spatele proiectelor pe care dumneavoastră le vedeți. Sărbătorirea cooperării transfrontaliere a pus în valoare cultura și tradițiile din zona comunei Șișești, iar copiii au fost primii la plimbările cu bicicleta. Da, cu bicicletele. A fost foarte frumos. Vremea vedem că e plăcută. Da, foarte frumoasă. Cum vi se pare ziua de azi aici? Ați fost la atelierul de olărit? Nu am fost la atelierul de olărit. Noi am fost cu bicicletele. Și vreți să mergeți să încercați? Da, de ce nu? Ziua Cooperării Transfrontaliere este sărbătorită anual în luna septembrie, în jurul datei de 21 septembrie.